Chirurgia minim-invazivă continuă să fie utilizată pe larg în Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă. De această dată vorbim despre chirurgia percutană în tratamentul urolitiazei, în special în tratamentul liteazei coraliforme. Liteaza urinară sau urolitiaza este cunoscută în limbajul popular ca pietre la rinichi. Liteaza urinară este prezența concrementelor sau pietrelor în parenchim urinal și căilor urinare. Deci, liteaza urinară ocupă locul întâi în structura maladiilor tratate în instituția noastră. Din fericire, instituția noastră dispune de tot spectrul ce ține de intervențiile la astfel de pacienți, în special intervențiile minim-invazive. Deci, practic, au rămas în istorie intervențiile chirurgicale deschise, laborioase, când trebuia o incizie masivă de a înlătura astfel de pietre. La moment, instituția și clinica noastră dispune de așa metode minim-invazive, cum ar fi litotricie extracorporeală cu unde de șoc, ureteroscopiile rigide și flexibile și nefrolidotomie percutanată, o modalitate de tratament relativ nouă, care a fost introdusă câțiva ani în urmă în tratamentul la acești pacienți. În acest context, menționăm că recent în secția urologie a Spitalului Clinic Republican au fost operați mai mulți pacienți cu litează urinară coraliformă, fiind utilizată chirurgia minim-invazivă. Deja a doua zi, pacienții se simțeau mai bine. Ce este liteaza urinară coraliformă? Este un tip malign de litează, deci calculul practic ocupă tot sistemul colector. Ce ține de simptomatologie, are simptome mai șterse, de asta, din acest motiv, pacienții se adresează destul de tardiv. Cazurile care au fost operate recent s-au adresat la alte instituții medicale, însă, spre regret, nu au putut fi rezolvate, respectiv s-au adresat în clinica noastră și au fost rezolvate cu succes. Care este avantajul acestor intervenții chirurgicale? Evident, este traumatismul minim, deci pacienții a doua zi sunt practic mobili, deci se scoală, se alimentează, nu au probleme și în 3-4 zile se externează la domiciliu. Deci avantajul este traumatismul minim, rezultatul maxim. Da, eu dureri avem ceva strașnici. Miriam, dar știți, mă duce soțul de subțoară. A mea mă sunt o leac mai normal. Выяснилось, что есть и инфекция, но УЗИ показало, что в почке камень. Потом меня направляют в томографию компьютерную. И там показал плотный камень на всю почку. В поясничной области ничего не чувствую. Как бы боли нет. Улучшение, естественно, есть, потому как этот камень полностью раздроблен. Potrivit doctorilor, cauzele apariției liteazei urinare coraliforme nu pot fi identificate cu precizie, iar la tratamentul chirurgical se recurge atunci când afecțiunea capătă o stare mai avansată. Sunt cauze de organism, când sunt dereglări metabolice, sunt cauze de organ sau anatomice cu diferite anomalii care împiedică evacuarea urinii, respectiv formând staza și formarea calculurilor sau concrementilor. De asemenea, sunt câteva teorii de litogeneză, însă pe deplin nu sunt elucidate. Evident, tratamentul liteazei urinare nu este doar chirurgical, el poate fi conservativ, deci medicamentos în cazul liteazei necomplicate cu concremente mici, tratamentul chirurgical care l-am menționat, deci și tratamentul de profilaxie sau metafilaxie. Deci tratamentul profilactic include în sine un șir de măsuri ce previn reapariția liteazei urinare, deoarece odată având diagnosticul stabilit de litează urinară, riscul de a recidiva este foarte mare. Din această cauză, acești pacienți trebuie evaluat complex cu ce ține de cauzele metabolice, de a identifica sau cel puțin de a presupune cauzele care au indus la formarea acestor pietre.